Bun găsit la ordinea de zi, stimați telespectatori! O nouă zi, aceleași întâmplări, foarte multe dosare, activitate intensă la parchetul general, la DNA, pe la guvern și cam atât. De fapt, știți cum este apropo de guvern sau celelalte instituții? Am impresia că în România nimeni nu mai face nimic nimeni nu mai semnează nimic. Suntem la momentul o țară super paralizată de efectul DNA, dar oare de ce? Uh, pentru nu se mai ia decizii, nu se mai asumă niciun fel de risc, pentru că te ia DNA, apropo de site-ul care publică mai nou diverse diverse, să spun așa, propunere ale cetățenilor ca să fie persoane cercetate sau ce au mai făcut. Multe dintre ele, fantezii cu siguranță, dar sau altele care au mai apărut în presă, deci sunt citate cazuri din presă. Ce aș vrea să vă spun într-un început este că suntem țara unor paradoxuri veritabile. Țara care are peste 180 de miliardari, de fapt de milionari în euro, avem peste 180 de cetățeni care au aver de peste 30 de milioane de euro. Asta la oficial. Deci pun pariu pe ace că pe acea listă nu sunt uh, cei vreo 2-3 parlamentari din cei aproape 600 care cred că au avert-o cam pe acolo. Ăștia nu le-au declarat, le-au pe numele nevestei, nepoților și neam din neamul lor, apropo de parlamentarii noștri sărași și cinstiți, în același timp, sunt alții care au știut să disimuleze foarte bine averea, niciodată firmele lor n-au fost pe profit, dar ei s-au îmbogățit, au case, conturi prin străinătate, ca și politicienii de altfel, dar, ca un făcut, nu prea îi descoperim noi, nu avem nici interesul să o, să o facem. Dar, încă o dată, și remarcam asta dacă țineți minte când deputa această emisiune, fără să știm Iureșul care va urma din partea DNA-ului. De ce? Foarte simplu. Nimeni n-a sărăcit în politică. Nu vă luați după declarațiile de avere care erau mai pompoase la început și sunt acum mai așa, mai subțirele. Nu. Nimeni -a în Politică, de aia se face politică în România, nu cetățean, nu, nu asta, vrăjeli în mare parte sunt vrăjeli. Da, sunt convins că există și politicieni generoși care vor să facă ceva pentru țară, dar dacă nu se adaptează după majoritate, până la urmă sunt trecuți pe linie, pe linie moartă. Cam asta se întâmplă în România din nefericire. A, și tentativele de reformă, indiferent de unde vin ele, sunt stopate la un anumit, la un anumit moment. De ce vă spun asta? Să știți că, haideți să luăm acum principalul partid de guvernământ, PSD-ul, că la nivelul PSD-ului s-au mai încercat diverse reforme, dar ele s-au blocat la un anumit moment din diverse motive. E și partidul cel mai mare și a automat greu de impus anumite reforme. Pe de altă parte, nu vă așteptați că PNL-ul, de exemplu, actualul PNL, ar fi mai breaz decât PSD-ul sau chiar și PMP-ul care se dorea alb, pur albă ca zăpada, cum spunea un consilier de tristă amintire Sebastian Lăzăroiu, merge pe același principii. Vedeam ieri, unul din liderii PNL spunea acum că se află în cel mai mare, la un maxim de vreo 50% și că dă și luptă. Să știți că ar fi bine să fie la procentul acela, diferența fiind acum față de PSD, dacă luăm de bune acele cifre undeva la 20%, interesant ar fi cine are restul de 20% din spațiu electoral, pentru că partidele, ați văzut, beneficiază de o popularitate sub 30% per total. Deci, practic, în momentul de față ar vrea să voteze sub o treime din populație. Ar fi interesant să aflăm ce cum se duc celelalte voturi. Dar vreau să vă spun că la acest moment riscăm foarte mult pe partidele mari dacă procesele de reformă nu reușesc la PSD și nici la PNL, riscăm apariția unui partid de tip uh, uh, Sir Siriza din Grecia sau cum se numește cel din Spania pentru că problemele sunt și la un moment dat oamenii vor alege altceva. De fapt, noi am și încercat experimente de genul ăsta, ele n-au avut un succes foarte mare, gen PRM în anii 2000, gen PPD mai recent, 2012, dar e posibil să se nască un alt, un alt partid de acest gen, un alt partid gen albă ca zăpada și să ne trezim că lumea o ia spre această direcție. Deci dacă liderii PNL cred că au saci în căruță, se înșală. Cum la fel dacă liderii PSD cred că dacă nu vor face mișcări importante pe, pe piață, vor rămâne așa, iar iar se înșală. Acum, cea mai interesantă discuție, deși cred că a fost făcută e o mare manipulare. Un canal de televiziune anunța în ultimile zile că știe el așa, și părea că sursele sunt din guvern, că TVA-ul s-ar putea reduce chiar de la 1 mai de la 24 la 20%. Bineînțeles, au venit și precizările specialiștilor că această măsură nu se poate lua decât după ce trece, să spunem așa, un bilanț care se poate face doar prin luna mai, după primul trimestru, dacă cifrele sunt favorabile și permit, am putea să zicem să rupem eventual din octombrie, septembrie-octombrie, deci toamna, ultimile două, trei luni, nu mai mult, un TVA mai redus. Și oricum, acea măsură se anunță cu câteva luni înainte pentru că e nevoie de diverse uh, manifestări. Dar e foarte bine că acest lucru se discută, și că e posibil în 2015. Nu mai contează acum că face guvernul de acum sau să zicem un guvern care ar reveni, dacă ar face și el același lucru. Important este pentru România să se schimbe câte ceva și să mergem într-o direcție, într direcție, bună. Din păcate, asta este problema noastră cea mai arzătoare, că deși românii au încredere, pe sondaje arătăm, cum vă citeam, cum vă spuneam aseară, arătăm cei mai optimiști din Uniunea Europeană, lucrurile nu prea stau așa și nu mergem deloc înainte. Cea mai bună dovadă discutam astăzi cu un important om de afaceri din județul Gorj, domnia sa mi exprima un punct de vedere care să știți că m-a pus pe gânduri și spunea, domnule, nu, indiferent de culoarea fostului, actualului guvern, viitorului guvern, România are o mare problemă. Nu încurajează uh, mediul de afaceri românesc și să știți că statul are de pierdut. Pentru că decât să-mi pună la impozite și taxe acum când sunt mic, ca să nu pot să mă dezvolt. În cel mai rău caz mă închid, iar oamenii de depind de mine, puțin mulți, trebuie să-și găsească un alt loc de muncă sau intră la șomaj. În timp ce dacă m-ar lăsa să mă dezvolt și aș fi mai mare, mai mare contra și putea să țin mai mulți angajați, să mă dezvolt și să fac mai mulți bani și inclusiv pentru stat. Din nefericire, mediul de afaceri este ostil în România. Sunt numai taxe, numai asta, și nu mai și controle. Controlele trec că au sărit puțin, puțin calul, dar de ce? E foarte simplu. În România evaziunea fiscală este foarte mare. Nu trebuie să ne mai ascundem după deget. Dacă tu, firmă, ești pe pierdere de ani de zile, dar, tu, dar pe tine patronul te ține, ba din contră, și, iar averea lui crește, e o problemă. Dar vreau să vă spun că evaziunea se face pentru că, vedeți, e... și acum am făcut acea loterie a bunurilor. Eu mă îndoiesc că va avea succes. E puțin nebuloasă și nu prea convingătoare. De fapt, cred că totul pornește de la stat și gândesc bine, cred că cei care aplică legea. De ce? Foarte simplu. Dacă eu închid magazinul de la colț de Stradă care supraviețuiește în acest climat ostil, doar prin evaziune, prin neregistrarea unei părți din marfă, îl închid, are un angajat, să zicem doi, îi concediază. Ăla îl închid, ăla îl închid, nu știu ce. Deci ăla trebuie să supraviețuiască. Trebuie să supraviețuiască în raport cu statul, cu taxe și impozite, trebuie să supraviețuiască în raport cu marile rețele de magazine care au venit și la Târgușiu. Deci, e norma, adică e normal. Nu e normal în nicio țară, dar se face, se practică și prin, și prin alte părți. Ce va face, cum va face statul, cred că această, această reducere de TVA se impune. Cum la fel se impune, și aș vrea să discutăm în această seară de o situație. Se vorbește de codul fiscal și care va fi probabil asumat de guvern foarte curând, e clar că se dorește blocarea lui în parlament din rațiuni politice. Adică partidul care îl face ar putea să fie un vector de imagine care nu cade bine partidul din opoziție. Dar vreau să vă spun că trebuie să ne gândim exact ce vrem să facem în România. Și au făcut un obicei anumite organe de presă din, atenție, presa aia insolvabilă și, în fine, cu probleme, cu patroni arestați pentru, cu, pentru evaziune fiscală, nu pentru altceva. Știți, a fost un scandal la un moment dat, în zilele alegerilor, chiar înainte de, cred că înainte de turul 2 în care a apărut joi sau vineri înainte turul 2 că se măresc taxe și impozite și au leu și vale leu și nu știu ce. Eu zic, părerea mea, că o parte din, din cetățeni și-au și -au schimbat votul speriați. Mamă, ne impozitează și nu știu ce. Uh, lucrurile au trecut. Acum vorbim un nou cod fiscal, dar s-ar putea să ne izbim de același lucru. Pentru că românul nostru nu înțelege, deși este dependent de stat și dorește servicii ale statului din ce în ce mai performante nu dorește să dea bani la stat salariatul nu plătește taxe și impozite, mai bine uh, suportă să fie angajat cu 4 ore sau cu 2 ore, dar să ia dublu mână să zicem decât să mai rupă un 2 milioane că să aibă carte de muncă pe total perioadă uh, nu dorește uh, totul deci, cum să vă spun, evaziunea din România, inclusiv pe forța de muncă, nu s-ar putea face fără complicitatea salariatului. Există și momente în care salariatul trebuie să facă acel compromis pentru că altfel nu prinde locul de muncă. Dar să știți că există și complicitate. Foarte multă complicitate. Dar ce vreau să vă spun? Noi nu ne-am hotărât ce vrem să facem. Bun, vrem servicii sanitare mai bune. Vrem un învățământ mai bun. Vrem toate astea și statul să investească. Dar de unde să investească? Pentru că noi încercăm să dăm cât mai puțin bani la stat. Iar cea mai importantă, asta, deci ne uităm după modelul. Hai să ne uităm după modelul țărilor occidentale, după care ne orientăm noi în general. Păi, dacă în Germania impozitul pe proprietate este destul de mare, sunt familii de germani din clasa medie care nu-și cumpără o locuință sau nu-și cumpără o mașină din. Uh, și le folosesc închiriate. Deci, asta nu înseamnă la nivel de trai, dar în general, pentru că plătesc impozite mari. Așa e pe, pe, pe proprietatea acolo. Noi am vrea cele mai mici impozite din Europa, dacă se poate, dar să avem cele mai mari cheltuieli după aceea din partea statului. Nu se poate, încă o dată. Uh, vă spuneam, uh, proiectul. Codului fiscal nu conține modificări majore față de ultima variantă și nu mărește vreo taxă, dar creează o marjă mai mare în care decizia aparține autorității locale, a declarat premierul Victor Ponta, adăugând că dacă guvernul a greșit cu ceva, Parlamentul va îndrepta lucrurile. Pentru că a apărut chiar chestia. Mamă, cresc taxele, cresc impozite, au leu! Dar cine face gălăgia cea mai mare? Ăla care are trei case, 4 apartamente, nu știu ce. Și care, atenție, mai face evaziune și altfel, pentru că autoritățile noastre nu-l nu, l -l, nu -l prind sau nu vor să-l prindă. Deci, noi în Târgu Jiu, apropo, că să nu mai vorbim de altă parte, avem foarte mulți cetățeni care au chiriași, au locuințe închiriate, stau pe la țară, stau prin alte... Închiriază pe sume foarte mari. Nivelul chirilor la Târgu Jiu sunt, este undeva foarte sus, adică ne comparăm cu orașele, cu orașele mari din, din România. Credeți că plătește cineva? Eu zic că niciun sfert din cei care țin închirie nu plătesc ceva. Bun. Ce se întâmplă? Autoritățile ar putea descoperi pe așa, dar nu au niciun interes. Ăștia fac, vă spuneam, pe o parte impozite și taxe plătesc la minim, pentru că ai ieșit și chestia aia când era la a doua locuință sau la asta să plătești puțin mai mult. Nu se mai plătește. Bun, deci taxe și impozite să nu plătim. Face evaziune și pe partea cealaltă, că nu-ți declari veniturile. Și atunci totuși vrei de la stat. Dar suntem în România. Mă e o provocare. Eu rămân la părerea că undeva la Târgu Jiu, evaziunea fiscală înseamnă câteva mii de apartamente cu o chirie minimă, așa, de vreo 100 de euro, chirie sau asta, garsonieră sau apartament, la câteva mii de locuințe și tu declari, din câte am înțeles, e vorba de câteva zeci doar de contracte declarate la fisc, ia gândiți-vă ce sume se adună pe lună și nu mai vorbesc pe an. Bun, iată ce a declarat premierul în astăzi presei, nu au apărut modificări majore, nu s-a mândit nicio taxă față de ceea ce am spus inițial. Este vorba despre taxele de locale care rămân, de fapt, se face o marșă mai mare. Pot să fie mai mici decât azi sau mai mari, în funcție de decizia Consiliilor Locale. De altfel, toate propunerile pe care le facem beneficiază de faptul că vor fi discutate, dezbătute și, dacă este cazul, îmbunătățite la nivel de Parlament. Impozitul pentru locuințe pregătit pentru populație începând cu anul viitor a fost majorat în proiectul actualizat de cod fiscal redactat de guvern. Comparativ cu documentul anunțat în urmă colună, prin creșterea valorii impozabile în funcție de care este calculată suma finală de plată. Noul document, data 13 martie și care este obținut de Mediafax, apropo, tot agenția care a făcut și scandalul din alege, de a manipulat, practic, o parte din alegători în, în, toamnă, prevede creșteri de peste 6% ale valorii impozabile toate categoriile de clădiri. De asemenea, impozitul pe terenul intravilan și cel extravilan a fost majorat în proiectul actualizat prin creșterea valorilor la care este înmulțită suprafața terenului pentru stabilirea sumei de plată. Și impozitul pe mașini a fost majorat în proiectul actualizat ecotizat prin creșterea sumelor fixe luate în calcul la stabilirea sumei finale de plată. Deci, și bine, autoritățile locale pot stabili o sumă mai mare. Nu vor stabili, să știți. Nu vor stabili pentru că primarul și consilierii vor să fie realeși, asta e o primă problemă, iar a doua n-au capacitatea să încaseze. Deci vreau să vă spun, primăriile noastre înregistrează miliarde și miliarde de lei vechi, toate primăriile din județ din amenzi. Nu se nu se n-ai ce să execuția luiia, nici nu dorești până la urmă mai bine stai la primărie că oricum leafa merge. Ce are, o să te duci la poarta luiia sau să încerci să le execuți. Și nu poți să faci asta din același motiv nu te mai votează la alegerile următoare pe tine ca primar. Și atunci mai bine închizi ochii, mai bine mai urli odată că nu s-a dat statul buget și e mai bine așa. Ministerul Finanțelor susține că a hotărât să nu introducă în codul fiscal creșterea impozitului ca urmare a consultărilor din dezbatele publice, fără să precizeze când au avut loc aceste consultări, în condiții în care noua formă a codului fiscal a fost finalizată vineri. Uh, apropo, în expunerea de motive la varianta actualizată a codului fiscal, uh, se propune ca impozitele și taxele locale să se indexeze anual de către consiliile locale, ținând cont de evoluția ratei inflației de la ultima indexare comunicată pe site ul oficial al Ministerului Finanțelor. Dar, de ce vreau să vă spun acest lucru și vreau să mă apucăm? Încă o dată trebuie să știm, să știm ce vrem. Încă o dată spun, taxe și impozite mici automat atrag după, după ele și uh, sume mici pe care statul le poate investi, practic, în, în țară, deci în, ce, în dezvoltarea țării. N-aș vrea să vă spun alte, alte lucruri, dar trebuie să ținem cont și de altceva. Proprietatea înseamnă ceva în România este majoritate, majoritare este cum este, dar înseamnă un lucru extrem de important. Dacă ai proprietate, trebuie să te comporți ca atare. La noi toată lumea vrea să fie proprietar dacă își permite sau nu, dar vrea să fie proprietar, dar nu se comportă ca un proprietar. La noi români nu are vocație de evazionism, mai mic sau mai mare. Rezultatul, asta e România și cu cu ea dansăm, dansăm mai departe. Trecem și la știrile politice, pentru că nu se putea, de fapt știrile juridice, că nu mai avem știri politice. Practic, politica acum se, re se rezumă așa cum am mai spus, cine, pe cine ia DNA și cine rămâne. Uh, apropo de chestia asta, mai avem când și când câte o decizie guvernamentală sau câte o câte o chestie de acest ăsta în care să șocheze puțin și să ne, uh, uh, să atragă atenția pentru puțin, uh, atenția presei cu câte o trăznaie mai mare sau uh, mai mic. Și o să începem acum cu, uh, pardon, o să începem chiar cu uh, referatul DNA uh, din dosarul în care este arestat Horia Georgescu, Uh, șeful Ani, fostul șef al Ani, că astăzi și-a dat demisia, pentru că sunt niște chestii extrem de interesante, mai ales că el, în momentul de față, înțelegem că e liber până se pronunță curtea în alta curte pentru mandatul de 30 de zile și care, știți, după modelul stai să analizăm, să facem, nu știu, pe judecătorul de drepturi și libertă și de fapt dăm aceeași decizie. Nu prea sunt surprize niciodată. Dar, uh, știi, E, un, e, o procedură acum. Deci mie mi încetează ordonanța de reținere la o oră, nu judecă. Până acum se grăbeau judecătorii să judece până la ora aia. Nu. Acum îl lăsăm liber și îl recuperăm ziua următoare. Așa s-a făcut și cu Evanghelia, așa se face. Curtea Supremă e ocupată. E deci nu se poate să se judece în termen. Deci îl lași pe la iar liber o perioadă, dar unei gradul de urgență atunci, dacă cu alea 24. Că, de exemplu, ăsta îl lași liber, îl lăsași de azi de la prânz până mâine dimineață, să zicem, dacă tu până atunci a liberezi poate să, dacă tot ar influența chipurile ancheta, că de asta starea de urgență și vrăjelile de genul ăsta, el poate să ardă acte, poate să facă, are timp de o noapte la dispoziție să facă orice, iar mâine e bine, mersi și... Și atunci de ce mai facem reținerea? În fine. Procurorii de DNA au descălcit ițele prin care cei din Comisia NRP au prejudiciat statul în dosanul în care fostul șef al anii, Horia Georgescu, este reținut. Astfel, membrii Comisiei au dat declarații halucinante în fața procurorilor. Ei spun că nu au stat în Comisie pentru a prejudicia statul, ci din obligații politice dna consideră pe șeful Agenției Naționale de Integritate, Horia Gergescu, cităm pericol pentru ordinea publică. Vă dați seama? de fapt e fioros, are ochelari, acum și-a lăsat și barbă, o să aibă și un copil în viitor, foarte, e foarte periculos și a solicitat arestarea sa preventivă și a altor șapte persoane, membrii Comisiei de Stabilire a despăgubirilor din ANRP și experți evaluatori, deoarece au prejudiciat statul cu 75 de milioane de euro prin acordare de despăgubiri nelegale. Cităm, probele administrate în cursul urmăririi penale până în acest moment au relevat că practic pe baza acestor elemente de evaluare total diferite de tipul terenurilor, construcții evaluate, membrii comisiei Inculpații au oferit, furând din bugetul statului român prin decizii abuzive luate cu încălcarea flagrantă a dispoziției articolul 16, linia 7 și articolul 7 din regulamentul numărul 30 din 2005, care prevăd expres că, cităm, în baza raportului de evaluare, Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând de, titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare că în raportul nu respecta standardul legal și criteriile de evaluare, respectiv încălcarea flagrantă a dispozițiilor articolul 10 din alinia 6 bla bla bla, um în care se menționează valoarea corespunzătoare a construcțiilor preluate în mod avuziv și demolate se stabilesc potrivit valorii de piață de la data soluționării modificării stabilită potrivit standardului internațional de evaluare în funcție de volumul de informații puse la dispoziția evaluatorului. beneficiar sumele și echivalentul a 75 de ani s-a realizat și folosul personal de natură materială, cazul expertului evaluator Hanu care a primit 10.000 de euro de la beneficiarul Vișoiu Valentin sau profesional și anume. Uh, unii din, din membrii, exemplu, inculpatul Diacomatu, Sergiu Bogdan, față de care se efectuează cercetări în dosarul Dijun, sub aspectul infracțiunii de luare de mită în cuantum de 400.000 de euro, ca urmare a execitării abuzive a atribuțiilor de serviciu în legătură cu soluționarea dosarelor de despăgubire. Inculpatul Hanu, care a afirmat, afirmativ, a declarat că pentru evaluarea în, din dosarul care avea interes Vișoiu, a primit de la acesta ulterior evaluări suma de 10.000 de euro. Alți membri ai aceleiași comisii au obținut foloase de natură profesională. Foarte interesant. Cei patru inculpați au acceptat să rămână în comisie, deși nu erau interesați de atribuțiile profesionale, argumentele fiind mai degrabă de tipul. Am rămas să evit tensiunile politice, ca și cum scopul ar fi fost de a nu supăra, de a nu, și fra, de a nu și fragiliza poziția personală, de a conserva poziția și nu aceea de a-și îndeplini datorile profesionale, acționând în folosul beneficiarilor sumelor prin acceptarea posibilității producerii rezultatului infracțional. Cam, Cam ceață. Cei patru beneficiari au ținut foloase de natură materială, toți patru au fost înscriși la fondul proprietatea și au beneficiat pe lângă despăgubiri de acțiuni pe care le-au valorificat pe bursă. Astfel, folosirea acestor comparabile, care reprezentau terenul situate în alte zone de către inculpații, a identificării furnizate chiar de către inculpatul Vișoiu Valentin, persoană direct interesată în obținerea unei evaluări de piață măcând mai mari, fără nici măcar o singură raportare la un criteriu obiectiv sau neutru. În contextul acestor elemente de evaluare, pro parte, evident părtinitoare, experții au folosit numai datele și informațiile furnizate de beneficiari pentru că evident avea interesul obținerii unor răspunsuri mai mari sau cele accesate pur și simplu de PN sau furnizate prin păreri verbale. Concret, cronologia soluționării fiecărui dosar de despăgubire relevă că prilejul soluționat acestora a fost considerat de către membrii comisiei ca momentul potrivit profesional pentru așezarea în centru activității profesionale de mersurile infracționale, costând în preocuparea majoră manifestată prin acțiuni active și pasive alături de complici pentru obținerea folosului necovid, așa cum vom dezvolta în cele ce urmează, bla, bla, bla. Aș vrea să vă spun un lucru. E greu de stabilit acum. E o întreagă comisie. Pe toți-i acuzăm bine. Mai sunt unii care încă au imunitate. Uh, nu, cred, uh, nu cred că se va rezolva aceasta cu retrocedările, pentru că, din câte am văzut, a fost un spor național. Uh, aceste retrocedări și averile s-au făcut uh, uh, într-un mod ciudat, pentru că acești bani care s-au luat și de la NRP și de la tunurile acestea Microsoft, EADS și toate celelalte, s-au dus și spre partide, cum s-au dus și spre buzunarele proprii. Ori aici este toată, toată problema, pentru că partidele din România așa s-au autofinanțat. Nu cred că noi avem acum în față doar situația din fostul PNL, de fapt din fostul PDL, pentru că ei s-au aflat la guvernare în acești ani după 2007 intrarea Uniunea Europeană, când nu s-au mai putut face unele proceduri, gen până atunci firmele de stat care contribuiau la campanie era altceva. Și acum trebuie să recurgem la alte subterfugi. Aceste subterfugi sunt urmărite, dar vreau să vă spun un lucru. Și aici trebuie să lămurim puțin Că vorbim de o nouă lege de finanțare a partidului, nu o să o dea prea curând, dar cred că asta ar trebui făcut. După aceea, ar trebui să știm, și încă foarte rapid, ce avem de făcut, pentru că ce se întâmplă? Oamenii au trebuit să se descurce. Până la urmă toată lista aia mare de îi vedem în Microsoft, în, uh, ei nici nu se văd evazioniști. Și să știți că nici oamenii ceilalți cetățenii, chiar dacă acum sprijin acțiunile DNA, mă refer în sensul de imagine, nu sunt convinși nici de Ecaterina Andronescu, nici de alții, bine, nici nu au mai fost chemați deocamdată, că ar fi făcut mare lucru sau banii respectivi ar fi mers pe la partide. Deci, ce vreau să vă spun? Problema este că trebuie să arătăm foarte clar unde s-au dus bani. Deocamdată e ceață mare, deci știm, de exemplu, că la fostul PDL s-au dus saci, s-au dus genți de bani, care s-au folosit cel mai mult în campania lui Traian Băsescu din 2009. Dintr-un motiv sau altul, eu cred că partea nu va fi anchetată, deci se va opri. A fost dată Elena Udrea ca exemplu, o mai cădeau vreunul, doi din ăștia mai mici, dar doar atât. Acum vreau să vă spun mai un lucru. Nici nu știm până une. putem să mergem, pentru că mai e și o altă problemă. La un moment dat sau altul, toți liderii de partid au trebuit să facă compromisuri pentru că trebuie să financeze partidul. Și Mircea Joană, care acum a fost redescoperit de PNL, n-am uh, -am înțeles acum, uh, e o declarație, am văzut-o aseară, Alina Gordiu copreședinte PNL, spunea că îl așteaptă pe Mircea Joană la discuții, pe proiectul guvernamental, nu știu ce. Uh, nu m-am lămurit dacă Mircea Joană este așteptat cu Vanghelie și cu mazăre sau numai el sau Vanghelie și Mazăre l-așteaptă pe Mircea Joană lângă ei. Eu cinstit nu m-am lămurit până acum, dar poate ne spune de neau. Faza e următoarea însă. Programele și vă spuneam, toți liderii de partide au trebuit să facă compromisuri de finanțare. Aceste compromisuri rămân într-un fel sau altul. Dacă e așa, s-ar putea la un moment dat să-i ia pe toți, să-i arestăm pe toți. Și atunci, cine vine? Mircea Joana, dar dacă nu-l ia și pe el, cum spuneam, că din câte am văzut, nu ne-a prea spus adevărul, știți, apropo, nu s-a mutat din vila rea PPS, dar i-a făcut Vanghelie o altă vilă ca sediu de campanie, ca... în fine. Ne, ne, spune mai multe. Cu siguranță, în cazul acela, ne va spune de neau mai multe în perioada, în perioada următoare. De asta vă spun că e încurcată rău situația și nu cred, nu cred că se va lămuri prea curând, deci noi vom mai merge în continuare. Dar în momentul când vom ajunge, că noi vorbim acum doar de trimiteri judecat, în judecată, în ăsta, rețineri, toate celelalte. Deci, aceste lucruri vor fi judecate pe fond la un moment dat în instanță. Și dacă vor fi, vor fi doar autodenunțuri, fără probe concludente din partea cealaltă, s-ar putea să fie o problemă. S-ar putea ca această campanie herupistă să nu fie chiar atât de elaborată. Și știți pe ce mă bazez? Nu pentru faptul că procurorii de nea n ar fi competenți. Nu pentru faptul că muncesc foarte mult ci pentru simplu fapt că la 80 de oameni să duci 5.000 și ceva de dosare și mai mult să încerci să ne dai în fiecare zi câte un nume sau două grele, eventual dacă poți, apare cazul Vanghelie, vine cazul Vâlcov, apare cazul Mazăre, vine Horia Georgescu și tot așa, parcă se încearcă un echilibru politic, uh, nu știu cât va rezista ritmul ăsta, că ne uităm. Deci, parlamentarii cred că s-au dus peste 100, ar mai fi vreo 500 sau ceva de genul. Oamenii de afaceri mari s-au cam redus, de străini nu ne luăm că dă prost la Uniunea Europeană și îi cam terminăm. Apoi, bănuiesc că se vor duce spre medici, dar nu neapărat de neau și parchetele celelalte, spre medici, spre alte și alte categorii, ca să dea bine, că știți cum e românul. Să moară capra vecinului. Dar ăla de ce s-a îmbogățit? Sunt foarte mulți patroni, îmi spuneau, apropo de discuția care vă relata mai devreme, îmi spunea că, domne, eu muncesc, e firma mea, muncesc și 16 ore pe zi, câteodată, poate stau și o săptămână de nu fac nimic, dar și muncesc foarte mult am salariați care dacă la 4 și 1 minut mai sunt la serviciu, încep să se uite urât, la 4 jumate încep să-și să trântească lucrurile, pe la 5, deja dacă l-am ținut până la 5, e scandal. În condițiile în care plătești și ore suplimentare. Și că, cum să faci treabă cu un asemenea om? Este și asta. Asta în condiție dacă îl găsești meseria și, do și omul respectiv folosește persoane calificate. Că de multe ori pe meseriile pe care le folosești nu mai găsești profesiuni sau găsești de ăștia care n-au fost buni, rebuturi au fost de la început. Ori le-a plăcut sticla, ori lenești din calea afară, ori cu totul altceva. Dar asta e altă, altă treabă. Uh. Avem pe surse, circulă la acest moment, se pare că vor mai fi și alte cazuri în perioada următoare. Unul dintre, deci la DNA, vă dați seama că trebuie să mai urmeze și nume grele. Unul dintre cei mai importanti lideri ai Partidului Social Democrat a fost Mars reclamat la Direcția Națională Anticorupție pentru infracțiuni de abuz în serviciu și spălare de bani mai multe persoane fizice din Craiova, beneficiarea legilor reparatorii în calitate de foști proprietari sau moștenitori ai foștilor proprietari de pe raza județului Dolj, Dolj, pardon, au sesizat DNA cu o plângere penală împotriva lui Rotaru Mihai, Andrici Adrian, Olguța Vasilescu și a unor persoane din conducerea NRP, informează jurnaliști din Craiova de la portaru ediție ediție.ro. Adică de la... Ai de fostul patron al universității. În cadrul acestei plângeri, petenții au reclamat că să, săvârșirea mai mult infracțiuni de abuz în serviciu și spălare de bani. Astfel că aceștia consideră că, deși sunt beneficiari ai legii 247 pe 2005, titlul 7 de foarte mulți ani, nici până în prezent nu s-a emis titlul de despăgubire pe motivul că fondul destinat de guvern pentru plata acestor despăgubiri, constând în capitalul de la fondul proprietar sau despăgubiri bănești, s-a epuizat. Pe de altă parte, în perioada când aceștia au așteptat să le vină rândul la a primi despăgubirile cuvenite contra legii, persoane cu atribuții decizionale în ARP și Comisia Centrală au acordat peste rând și în cuant un supraevaluat despăgubiri către Rotaru Mihai, Andric Adrian, soția și sora acestuia în valoare de peste 150 de milioane lei. Astfel că în loc ca aceste despăgubiri să se plătească în ordinea stabilită și în cuantumul stabilit de lege, banii au fost repartizați abuziv, discreționar către persoanele mai sus menționate, dar și către alte persoane de acest gen. Prin aceste fapte, prejudiciindu-se interesele directe ale petenților. Uh, Reclamanții consideră că Lia iau Olguța Vasilescu în calitate de primar al municipiului Craiova prin exercitarea frauduloasă a atribuțiunilor de serviciu și în complicitate cu consilierii municipiului Craiova au încheiat cu rotarul Mihai Andrici Adrian și societatea comercial Bluie Lions Capital un contract de asociere contrar prevederilor legale în vederea desfășurării unei activități sportive mai anunță cei de la ediție.ro A, și de ce-i vorba? Numele le știam, dar am vrut să văd până la final. Este Craiova actuală, ce univers, CS Universitatea Craiova. Și reclamația vine de fapt, pe ăștia celelalte nume, vine de la Mititelu, care a avut și el și are de are cesionate drepturi, a cumpărat drepturi și n-a primit despăgubire. De asta a și a avut probleme aceea de n-a mai putut să susțină Universitatea Craiova. Pentru că afaceri, alte afaceri n-a făcut niciodată nici Mititelu. Acum, că fi vinovat sau nu, o rămâne să vedem. Dar partea cu, ANR... cu ANRP-ul este lungă și destul destul de complicată. Dar acum vom vedea dacă DNA-ul face politică sau nu. Sau ca să fie echilibrat, ia unul de colo, unul de colo, unul de colo, unul de colo și tot așa. Uh... În momentul când uh, uh, vreau să vă spun că încet încet reintră în actualitate și uh, Traian Băsescu mâine e chemat la DNA cum spunea așa mi se pare nu la DNA la parchetul general mi se pare total uh, disproporționată această amploare dată cazului de acolo sunt alte cazuri spunea, mult mai importante. Părerea, din ce am văzut, părerea mea exprimată aseară a fost uh, exprimată și de Ioan Cristoiu astăzi, ceea ce mă măgulește pe undeva, sau faptul că văd, văd lucrurile la fel ca maestru Cristoiu, zic eu că e ceva. Uh, ce vreau să spun, uh, nu cred că se va întâmpla ceva, mai din contră, îl rebăgăm, pe Traian Băsescu în atenția opiniei publice, îl victimizăm și încet, încet. Eu cred că Traian Băsescu va fi în a doua parte a anului și mai ales în anul următor extrem de activ și poate redeveni o locomotivă electorală pe fondul acestei lupte surde care se dă la nivelul Parlamentului României între putere și opoziție de genul nu proiecte, nu programe, încercăm acum să impunem codul fiscal. La de fapt, acum, la nivelul Parlamentului, este o bătaie între scoalte tu ca să mă așez eu. Nu contează ce programe, ce proiecte. Am vorbit că nu luăm de la un alt pariu, că încercăm, eventual, forțăm alegerea anticipată sau ceva. Nu. No. Avem 50% în sondaje. Potrivit declarațiilor persoanelor din anturajul PNL. Deci te-ai aștepta, hai mă, forțăm alegerile anticipate până nu știu ce și bă, ați văzut ceva de genul ăsta? A vorbit cineva de anticipate? Nu. Se încearcă cu traseiștile, le mai promitem la un parlamentar de gorj, unul foarte cunoscut care trebuie să-și ajute copilul, e într-o funcție importantă, trebuie să-l pună într-o alta și mai importantă, în fine, și care negociază. Da, eu votez cu voi dacă pe ăsta îl puneți acolo, îmi mai dați câteva miliarde că trebuie să mai fac la o biserică, trebuie să mai nu știu ce și eligibil pe colegiul respectiv pentru un cum mandat. Cam astea negocierile. Problema e că am înțeles că PNL-ul începe să fie disponibil pentru asemenea lucruri. Având în vedere că ar trebui să reducem numărul de parlamentari, e destul de riscant. Sau nu mai reducem și ne facem că a fost ai la vinovați? Cred că așa se va întâmpla. Dar trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, cum spune Mircea Badea. Uh, pentru uh, știrile mai importante, uh, sunt, apropo de știrile mai importante, Uh, vreau să vă spun că fostul ministru de interne Cristian David, care care ar fi luat în sediul ministrului de Interne niște bani, dar de fapt banii respectivi s-ar am fi dus pe la partii și nu în buzunarele proprii după câte s-a cam stabilit în ultima perioadă sau au apărut mărturisiri. Cristian David va sta acasă, va, fi, va merge cu uh, ares la domiciliu, deci se îmbunătățește condiția. Acum ori n-a avut ceva de spus, ori nu era. Pardon, interesant pentru procurori. Și tot așa. Uh, apropo de, cum spuneam, de știrile importante ale zilei, o să trecem acum spre alte știri. Hai să ne întoarcem puțin la, adică să venim puțin în gorj, pentru că, din câte am putut afla astăzi e, e, liderii de sindicat din Minerii nu numai că nu obțin rezultate palpabile pentru muncitori, dar se pun e, și într un e, într o poziție foarte ciudată, în sensul că se ia la bătaie. Nu o să vă vină să credeți, dar e, astăzi au luat la bătaie în e, între liderii de sindicat uh, anume din câte a apărut pe știri uh, Constantin Mitrescu liderul de la Ovina, i a tras după cap lui Nanu lider pe la Craiova nu știu cum s-a terminat povestea dar minerii până una alta au făcut-o și dacă aseară protestau uh, pentru că n-au primit femeile prima aceea de o martie, un motiv total neserios pe care l-am remarcat. De data aceasta protestul s-a înroșat și de data aceasta are și motive. Motivele de fapt care le spuneam și eu aseară sunt mult mai multe motive decât banalul, banala primă de un milion sau cât a fost pentru femei. deci, avem și lider de sindicat în greva foamei, anume președintele sindicatului liber din cariera Roșiuța, Anelu Roșca, a intrat în greva foamei în urmă, deci astăzi după amiază. Sunt 16, erau 16 la momentul acela, pentru că pe timpul cât am fost noi în emisie, am mai aflat că și Nicolae Bădița, lider de sindicat la cariera lui s-a alăturat în numai puțin celor 24 de persoane care sunt în greva foamei sau 25 de persoane care sunt în greva foamei. Acum, astăzi au fost negocieri. Înțeleg că nu s-a întâmplat nimic dacă acești lideri de sindicat fac greva foamei. Cred că ar trebui evitate asemenea gesturi extreme ale liderilor de sindicat și evitarea aceasta se poate face doar prin negocieri. Să nu, însă să nu ne trezim în situația în care acest conflict surd între lider de sindicat și administrație în care a pus paie pe foc și fostul lider sindical, acum director Ion Rușeț, când spunea că dacă eu eram lider obțineam toate drepturile, ba și ceva în plus, trebuie să se lămurească odată. Dacă sunt lucruri de dat să le dăm, dacă nu sunt dacă nu sunt, să facem ceva, să ajungem la un final, pentru că această luptă surdă cu oameni, cu proteste, deja am ajungem la 25 de oameni în greva foamei, s-ar putea că când punem punct acestor eventual de Paști, de Sfintele Paști, să ne trezim că nu mai avem nici ce adică să-l găsim în insolvență. Deci, inconștiența poate naște monștrii. Deci trebuie să fim foarte atenți în acest punct de vedere, pentru că nu mai e de loc de, de, glumă cu ce se întâmplă la... Oricum, vreau să vă spun că Complexul Energetic Oltenia a notificat deja a Jofemei Gorj cu privire la concedierea 2133 de oameni care vor primi și ceva plăți compensatorii. Acum vreau să vă spun că sunt două, prin minerii circulă diverse zvonuri sunt la, și la zvonuri sunt tari ambele tabere Deci administrația pe de o parte spune că nu își primesc oamenii nu știu ce drepturi pentru că le blochează ea care nu semnează contractul colectiv. Pe partea cealaltă, ca să țină oamenii lângă ei, sindicatele respective o dau pe genul, știți, e, administrația nu vrea să dea de plățile compensatorii decât la TESA. Pentru mineri nu sunt. O aiureală, o prostie. Dar oamenii sunt manipulați ușor, vorbind de un detașament social care poate pricepe mai greu unele lucruri, poate crede prea mult în liderii sindicali și iată de aici acest conflict surt care s-a prelungit. Deci, cred că am început să obosim de la, să spunem, din ianuarie și până acum, Că practic, bine, lucrurile s-au accentuat în februarie, dar din ianuarie discutând despre chestia asta. Acum vreau să vă spun că acele meeting-uri cu care ne obișnuisem nu se mai fac. Eu suspectez, cu scuzele de rigoare dacă mă înșel, că nu cred că ar mai veni o mii de oameni în piața centrală. Cred că de asta se face această, acest gest extrem. Dar iată, sunt 25 de oameni, cu siguranță acest număr ar putea să crească. Deci, administrația trebuie să negocieze și să găsească soluții. în o dată spun, dacă Rușet spune că dacă el era lider, el ar fi obținut aceste lucruri, înseamnă că ele se pot obține. Vedem cine greșește și să se pună lucrurile, să se pună lucrurile la punct. Uh, Apropo de știri mai importante, astăzi a avut. Știți, începând de joi, la nivelul Ministerului Educației, se desfășoară concursurile de inspector școlar general pentru toată țara. Cu surprize foarte mari, în sensul că multe județe s-au retras candidații sau au picat concursul, pentru că au existat și cazuri de acest gen sunt județe care au acum inspector general cu concurs. Începând de astăzi și județul Gorj are un inspector școlar uh, cu concurs. Uh, domnul Ioni Șfan a câștigat concursul pentru șefia inspectoratului școlar județean Gorj și va conduce această instituție pentru încă patru ani de zile. Uh, urmează Începând din 20 martie, de fapt de săptămâna cealaltă vor fi programate concursurile pentru inspector școlar general ajunt. După aceea, în luna aprilie și mai vor da concurs inspectorii școlari și vor începe cu directorii de licee, urmând ca până în toamnă să avem și directorii de școli uh, cu concurs pentru a putea să se desfășoare cu o mai mare siguranță activitatea în învățământ. Există și o restanță a Ministerului, ministru Sorina Alexandrescu promitea la Târgu Jiu că vom avea metodologia de concurs a directorului de școli în dezbatere publică începând cu 1 martie. Suntem astăzi în 17 martie și n-a apărut nimic în dezbatere publică. Dar vom afla aceste alte amănunte despre învățământul gorjan la o emisiune de profil Viața Gorjului, de exemplu. Vorbim despre toate acestea și multe altele și mâine seară de la ora 19, ordinea de zi. Mulțumesc pentru atenție, a fost Cornel Șomucu, la revedere!